Partidul Social Democrat vine în fața românilor cu un program guvernamental care distruge toate calculele politice făcute până acum. Majorările substanțiale ale veniturilor românilor și investițiile de amploare în toate domeniile sunt principalele obiective ale PSD în perioada 2021-2024. Am avut o întâlnire cu partenerii noștri sociali, cu cele mai importante patronate și sindicate din industrie, auto, construcții, retail. Iar în această săptămână vom continua aceste întâlniri și săptămâna viitoare pe celelalte domenii. Educație, sănătate, agricultură, infrastructură, fonduri europene, muncă. Spre deosebire de actuala putere, care anunță seara ceea ce noi avem ca obligativitate a doua zi, sau restricții pentru mediul privat dimineața, noi am început, și e un lucru pe care doresc să-l subliniez, am început elaborarea programului de guvernare în parteneriat cu cei cărora li se adresează măsurile pe care noi le propunem, pornind de la nevoile concrete pe care aceștia le au. Mă bucur că acest lucru a fost remarcat chiar de către partenerii noștri sociali. Aș vrea să intru concret la început în câțiva indicatori economici și după aceea am să mai prezint pe scurt câteva programe importante pe care noi le avem, urmând a fi detaliate ulterior. Pe scurt, unde am lăsat România, unde vrem să o ducem, unde am preluat-o în 2016, unde am lăsat-o în 2019. Aveți în fața dumneavoastră acest tabel cu indicatori macroeconomici pe care dați-mi voie să vi-l prezint. PIB, preluată România de la un PIB de 170 de miliarde de euro. Unde l-am lăsat? La 223 de miliarde de euro la sfârșitul anului 2019. Ce înseamnă acest lucru? Plus 53 de miliarde, adică în puncte procentuale plus 31%. Unde ne aflăm acum estimativ? Undeva la 215 miliarde. Ceea ce vă propunem noi prin acest program, peste 4 ani, să ajungem la 292 de miliarde, un plus 77. Adică în procente, plus 36. De ce insist să prezint toate aceste lucruri și insistăm? Pentru a vedea o oglindă între primii 3 ani din acest ciclu electoral de 4 ani, unde s-a luat în 2016, unde am lăsat, și proiecția noastră pentru următorii 4 ani. Dacă vă uitați doar la prima linie din tabel, o să vedeți că în 3 ani e un plus 31, ceea ce propunem pentru 4 ani, un plus 36. Perfect realizabil. PIB per locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Și aici vorbim de media Uniunii Europene. Preluat în 2016, la 60%. La sfârșit de 2019, cei aproape 3 ani, 2 ani și 10 luni de guvernare, am lăsat la 69%. Da? Deci un plus de 9 puncte procentuale. Unde suntem acum? Undeva la 70. Ce ne propunem în 4 ani? 80. O creștere de 10. Deficitul bugetar cash. Preluat la 2,4, dus la 2,8, un plus de 0,4. Unde ne aflăm acum? 9,4%. Unde ne dorim să ajungem, și nu doar că e o dorință, e o obligativitate a României, având în vedere tratatul de la Maastricht, la 3% în 2024. Da? Datoria guvernamentală preluată la 37,3
20% scăzută în timpul guvernării PSD cu aproape 3 puncte procentuale, adică minus 3%, unde suntem acum, în doar un an. V-aș ruga să priviți comparativ acest 37 cu 46, nici măcar nu vă provoc să priviți 34 unde am lăsat, ci de la 37 de unde am preluat, unde ne aflăm acum într-un an de guvernare. 46%, unde ne dorim să ajungem la 39%. Rata șomajului, de asemenea, un indicator extrem de important. Preluat la 5,5, lăsat în octombrie 2019 la 4%, adică s-a reușit un minus 1,5, unde ne aflăm? La 5,3% în acest moment, unde vom fi peste 4 ani, prin programul pe care îl propunem, la 3,5. Scădere. Perfect realizabil. Vă rog să priviți. Deci am insistat să facem această prezentare de acest tip, pentru a vedea ceea ce s-a realizat în primii 3 ani de către noi, la guvernare, ce ne propunem în oglindă, în 4 ani, 2020-2024.